Acest program vă este oferit de Superbet. Bun găsit din nou, suntem la pauza meciului România-Irlanda de Nord. Vești bune pentru naționala noastră. România conduce cu 1-0 după goluri marcate de Pușcaș din pasa lui Chiricheș și lucrurile arată tot mai bine pentru debutul lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a echipei naționale, pentru că Măghenis a luat cartonaș, a fost al doilea galben și implicit roșu în minutul 39, deci avem și un om în plus. Toate lucrurile arată bine. Mirel Rădoi a făcut o echipă foarte ofensivă. Vom discuta despre toate detaliile tehnice cu domnul Gigi Mulțescu, directorul tehnic al celor de la Dinamo. Domnule Mulțescu, cum vi s-a părut prima repriză? Era normal să fie sub controlul echipei noastre naționale. Primele minute au fost de tatonare. Da. Echipa noastră a luat pulsul irlandezilor. Era clar că irlandezii continuă să joace aceeași partitură, minge lungă, pe mingea a doua, faze fixe unde sunt avantajele de talia superioară. Noi am început, cum spuneam, cu o posesie, da, începută din o construcție elaborată cu pase mici și medii și din aproape în aproape au urcat liniile până la finalizare. S-au tatonat cu devieri, unele și mai puțin reușite. Până la coadă, la peste 15-20 de minute, lucrurile au început să se așeze, au început să meargă toate rotițele, unele mai puțin. A fost un pic pe diesel, așa să spunem, echipa, da, națională, s-a pornit mai greu. Sigur, au simțit și pulsul adversarilor. Și de justețe am reușit un gol, putea să mai fie, unul, două. Una peste alta a fost o repriză bună de început. Acum, paradoxal, sunt cu un om mai puțin și o să fim tentați să spunem că va fi mult mai ușor nou, pentru că vor închide și mai mult culoarele, pentru că sunt mai puțini și o să se rezume la niște raiduri în atac și faze fixe. Problema singură care se pune este de precizia noastră la ultima pasă și la ultima execuție. Da. Bun. Avem și rezultatele din grupa noastră la pauză. România-Irlanda, cum spuneam, 1-0. Atenție, Norvegia-Austria 0-1 la pauză. Vom discuta și în partea a doua emisiunii despre adversarele noastre și despre Austria cu care ne vom duela luni. Dar mi se pare interesant, domnule Mulțescu, ne scrie colega noastră, fotograf de la marginea gazonului, Alexandra Pandrea. Rădoi a strigat imediat după gol către jucătorii săi: nu vă agitați, este tot 0-0. Ce înseamnă asta din punctul nostru de vedere? Da. Să se concentreze în continuare? Sigur, și să fie foarte, să păstreze aceeași partitură, adică ofensivă, da, chiar dacă avem 1-0, să nu conserve rezultatul, să nu fie tentați. Și nu, are nu ceva din stilul dumneavoastră. Dar nu aveau, atacați în valuri, indiferent de minut, indiferent de rezultat. Nu, dar nici ei n-aveau cum, pentru că la mijloc sunt jucători tehnici de construcție care pot să facă mai ușor această trecere din faza de apărare în construcție, tranziția asta pozitivă. Aici mai trebuie lucrat, probabil că și Mirel o să-i spunem, tranziția aia pozitivă trebuie făcută mai rapid. Mai rapid. Să nu dea voie adversarului să se replieze, să facă meleul ăla din, da, care o de 16 metri. Pentru că sunt în superioritate cu calitățile fizice. Noi trebuie să facem ce a făcut ultimele 15 minute, din devieri, din pase rapide, redublate, schimbarea jocului, ca să găsim spații unde putem să manevrăm și să găsim și spațiile din fața porții. Dar Gigi, cum spuneam, sunteți unul dintre cei mai ofensivi antrenori români. Este un joc pe gustul noastră până acum? Da, în mare parte da. În mare parte da, cu mai multă viteză din toate punctele de gândire, de execuție, de deplasare, de reacție, de tot ce... Adică s-a pierdut un tempo. A fost un fracțiune de secundă minus. În duelul. Era vorba de un vârf de gheață sau să întoarcă adversarul, cum a fost și faza cu Alibec, 1-1 cu adversarul în careu. Putea să-l întoarcă, pentru că acolo trebuie să fie atacantul, trebuie să fie, să se simtă în largul lui. Da. Pentru că are 2 șanse din 3. Driblează, este o potențială ocazie de gol. E faultat, e în careu. A, pot să fii deposedat. Păi, dar la 100 de metri de poarta mea nu e niciun risc. Deci, mai multă responsabilitate și mai multă personalitate.
Alibec știe să dribleze? Adică curaj, domne, pe românește. E, mijlocașii, marea majoritatea mijlocașilor s-au erijat la, poate să construiască, de posedează, să bate. Eu zic că e o găselniță. Da. Există vreun jucător din primul 11 care a rămas un pic dator din punctul nostru de vedere? Așteptam mai mult de la Maxim. De la Maxim, da. Da. Într-adevăr că am șters Maxim. Și de la Iannis. Adică, doi jucători cu un potențial tehnico-tactic bun și trebuie să apară mai mult în joc. Să apară cu pase filtrante, cu execuții, cu eliminarea unui adversar și chiar cu șuturi. Acum, Iannis Nagigi a marcat un gol în meciul Hamilton-Rangers în campionat pe 29 august, dar atenție, acest gol a venit după o pauză de 13 meciuri fără gol marcat. De asta spuneam, îi trebuie golul. Are potențial, are amândouă picioarele, își răvește mingea foarte, eu nu știu dacă sunt mulți jucători ca el. Da. El trebuie să, la viteza de gândire de execuție. Deci să compenseze lipsa de viteză nativă cu viteza de gândire. De gândire de execuție. Pentru că gândești rapid, execuți și rapid. Atunci... Povesteați dumneavoastră, înainte să intrăm în direct în timpul meciului, cum se pregătește această viteză de gândire. Puteți să ne explicați și acum în direct să înțelegem cum lucrează dumneavoastră pe vremea dumneavoastră? Sigur, prin antrenamente cu omul în mână marcaj și primea mingea, se făcea un pas de marce și juca dintr-o deviere pe un coechipier, pentru că venea un coechipier să-l ajute, că n-a mai ce să faci decât să deviezi. Și atunci dădeai și viteză de execuție și de deplasare. Părea pentru că reușeai să depășești adversarul prin două manevre. Și lucrurile astea, sigur, se pot face la antrenament. Dar sigur că se mai poate face și în fața, mai ales în zonele din preajma careului, în 20 de metri, acolo se poate și mai multă personalitate. Îți spuneam, devieri, dribblinguri cu fentă. Da. Sunt lucruri care ei le au în bagajul lor. Trebuie mai mult. De ce spun? Pentru că are potențial, au potențial amândoi foarte mare. Și aștept și... Spunea și mie, antrenorul meu, că am jucat același post și făceam, unele nu reușeau și eu ziceam că am jucat bine. Și îmi spunea... Mi-ați povestit-o pe asta, mi-aduc aminte. Parcă ați greșit una sau ceva. Da, am greșit o pasă și am dat un greșit, că am greșit o pasă. Și zice, nu, am greșit două. Două, așa. Da, și pe meci eu n-aveam voie decât una. Și m-a certat după meci, M-a deoșenit, așa. Da. Zice, astăzi nu mi-a plăcut tot. Păi, de ce am dat gol și pasă de gol? Păi, dar eu te-am certat că de ce n-ai făcut tackling sau depozitare? Care e calitatea de bază? Pasul. Păi n-ai voie să faci mai mult o pasă pe meci greșită. Incredibil. Deci ca să ajungi la perfecțiune, trebuie să-ți propui niște lucruri. Sigur, pentru postul lui. De asta spun că aici, în preajma careului, trebuie să joci rapid, în devire, un, doi, și atunci depășează, așa cu mișcări largi, și cu asta e greu de... Gigi, Denis Alibec, de ce coboară atât de mult? L-am văzut și în stânga și în dreapta, puteți să ne explicați? E stilul lui Benzema, așa. Păstrând proporțiile, pleacă de acolo să vină și element surpriză. Să vină din spate, că altfel vine nemarcat și cu elan, deci poate să și pune. Adică și... cu o schimbare bruscă de ritm, coboară, se duce brusc după aia în sprint. Sigur, vine să fie, cum se zice, cureaua de legătură între la construcție din mijloc și atac și să vină din spate cu șut la poartă, care e un șut foarte bun și la distanță, să vină lansat pe combinații. Sigur, face un efort generos. Dar trebuie să... Parcă lipsește și lui golul. Da, asta îi lipsește. Că așa a ajuns la mingi în careu, a avut și în fața careului, a dat și asist. Deci este în joc. Mai trebuie concentrare mai mare și curaj. Adică dacă n-a reușit să continue, are execuții foarte bună, mai ales piciorul stâng este... Vă așteptați la vreo schimbare la pauză din partea lui Rădoi? Nu știu ce își propune, dacă vrea să mai vadă și alți jucători sau... Haideți să vă spun ce e pe bancă în momentul de față, ca să puteți să, poate să estimați dacă... Dan Nistor, Nedelcearu, Gabi Iancu, Ciprian Deac, Crețu, Sergiu Buș... Cred că Sergiu Buș, pentru... Cu Alibec? Să confirme să... nu, Sergiu Buș e cu Pușcaș. Cu Pușcaș, schimbare cu Pușcaș. Este vârful de careu. Păi da, a dat gol Pușcaș, de-aia mă gândesc. Nu contează, a dat gol. Altă dată n-a dat gol și a rămas mai departe în teren, acum a dat gol. Corect. Sau Dan Nistor ar putea fi o variantă, Nagigi, să-l bage?
Este o variantă bună pentru fiecare, oricare dintre mijlocași ofensivi. Poate să facă. Dumneavoastră, cum ați gestionat la pauză 1-0 și superioritate numerică? Le-ați spune hai peste ei mai tare sau hai să jucăm sigur să conservăm rezultatul? Nici una, nici alta. Așa. Să jucăm ce cere faza. A, interesant. Ce înseamnă asta energie? Fiecare fază judecată în felul ăsta. Adică ce se poate scoate maxim din ea. Nu mai șablon, nici în spate, nici în fiecare, ce reclamă face. Pentru că e clar comprimă spațiile în fața careului. Da. Și atunci ce putem să facem? Să jucăm în spatele lor în diagonală? Sau dacă vrem să și centrăm numai colțul scurs sau bara a doua, să evităm de leola din careul de 6 metri, șuturi de la distanță, cum de fapt s-a și scris cu șut de la distanță. Da. O combinație fericită, bună, asta patent echipa națională Mirel Rădoi. Îmi place, știți ce îmi place în Gigi și cu asta vreau să chei să mergem să vedem repriza a doua. Mi se pare că Mirel Rădoi este primul selecționer după multă vreme cu curaj. Nu mai și cu lucruri noi. Adică se vede că lucrurile antrenate, lovitura liberă, este o combinație antrenată. Și, da. Și bine... Ce note ai dat lui Rădoi pentru prima parte? Eu știu, așa se evaluez. A avut și 1-0 în Gigi. 1-8-9, așa. A, bun, deci sunteți mulțumit, că nu astea sunteți pretențios, dar... Da, da, nu, jocul a crescut, am avut posesia mingii, controlul jocului. Mai sunt niște lucruri la pus, de-aia, 2 puncte minus, dar rest... E ca pe vremuri, că 10 nu-l ia decât Dumnezeu, 9 profesorul. Da. Și de la 8 în jos, nu? Da, da. E. Bun, Nea Gigi, repriza a doua, ce pronostic aveți? Că ați nimerit-o, ați spus că o să fim în avantaj cu un gol. Da. Vezi că, uite, chestia asta nu-mi place cu nimerită. A, e o formă de a spune. Da, ok, n-ați nimerit-o. Nu, altceva nu-mi place. Îmi spune, după meci, ați fost inspirat. Vine să... Nu știu ce să fac, să dau cu căciula în căie. Așa. Păi este realizarea respectivă este urmarea a gândirii, a... Normal, a pregătirii. Nu, în care eu, în teren. Ce, domnule, ai băgat un jucător, ai fost inspirat. Păi am fost inspirat, știu ce calități are el, care jucător n-a fost în regulă, el a trebuit înlocuit, deci am făcut ce reclama jocul. Normal. După o firească gândire, nu? Bun, repriza a doua, Nea Gigi, superioritate pentru România, un om în plus. Da, acum mi-e frică să nu intre în jocul lor și să vină să arunce mingile în careu, că nu... Dacă nu au răbdare și se joace repede, din devieri, jucând în diagonală, în spatele lor, că fac acel așa, meleul ăla în fața careului, de 16 metri, combinații cu îndoiuri, cu devieri, asta e arsenalul de care trebuie să profiți. Am înțeles. Bun. Asta a fost pentru pauză. Revenim la finalul partidei pentru a trage concluzia alături de domnul Mulțescu. Rămâneți cu noi. Acest program v-a fost oferit de Superbet.